România se află printre primele locuri în ceea ce privește decesele provocate de bolile hepatice, locul 2 la nivel european, respectiv locul 4 la nivel mondial, conform datelor raportate de Organizația Mondială a Sănătății. Studiile pe care noi le-am făcut pe un eșantion foarte mare de populație din România, pe aproape 20.000 de persoane, arătau o prevalență de 4,4% pentru hepatita B, deci practic 4-5 persoane din 100 aveau hepatita B, și 3,5%, deci 3 persoane, aveau infecție cu virus hepatitic C. De aceea a fost lansat în județul Telorman proiectul Livero 2 Sud, un proiect regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice, secundare infecțiilor virale cu virusurile hepatice B, D și C. Este implementat de Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu Asociația Română Antisida și are ca scop testarea gratuită și diagnosticul în vederea tratamentului antiviral, pentru controlul sau vindecarea hepatitelor virale, oprirea evoluției bolii hepatice și o populație mai sănătoasă. Testarea se efectuează în cabinetul medicului de familie, durează mai puțin de 15 minute, iar rezultatul este disponibil și comunicat pacientului pe loc. Iar în acest proiect sunt implicați 28 de medici de familie, 28 de medici, dintre care 11 sunt în mediul urban, 17 în mediul rural. Ei vor testa persoanele, odată persoanele înscrise pe listele lor, dar nu numai atât, toate persoanele din județ eligibile. Toate persoanele de peste 18 ani se pot testa la medici înscriși în program, cu excepția femeilor gravide sau cele care sunt într-un program de detenție. Proiectul Livero 2 Sud este o modalitate prin care se dorește conștientizarea publicului larg din zonele unde se desfășoară programul și nu numai, asupra problematicii hepatitelor virale B, D și C și importanței testării, chiar în absența simptomelor. Lipsa unor semne vizibile de boală nu înseamnă neapărat o stare de sănătate bună, iar apelul la controle periodice pentru a depista la timp afecțiunile hepatice virale este doar unul dintre îndemnurile campaniei.